dragi prieteni, la petrecerea noastră, petrecerea artiștilor! Sunt tare bucuroasă că și astăzi sunteți alături de noi, astăzi la zi de mare sărbătoare, când ortodoxii de pretutindeni sărbătoresc florile, Duminica Stâlpilor, așa cum mai este numită, poate cea mai mare sărbătoare care vestește Paștele. Și, bineînțeles, în același timp sărbătorim pe toți cei care poartă nume de floare. Avem și noi astăzi în platou câțiva reprezentanți, câțiva sărbătoriți, dar nu vreau să le spun încă la mulți ani, pentru că doresc să-mi salut toți invitații, să le spun bine ați venit aici la Imperial One, unde v-am obișnuit să dăm petreceri extraordinare și vă promitem că și astăzi veți avea parte de o petrecere așa cum v-am obișnuit până acum. La mulți ani tuturor sărbătoriților, vă mulțumesc, dragilor, că ne însoțiți astăzi și tuturor celor de acasă le dorim tot binele din lume, le dorim o viață îmbelșugată, un Paște fericit, un post binecuvântat, pentru că intrăm în săptămâna mare, săptămâna patimilor și, bineînțeles, toată lumea se va pregăti așa cum se cuvine să primească această mare sărbătoare. Noi până atunci o să vă oferim un buchet de cântece frumoase alături de toate gândurile noastre bune, așa că spunem să răsune muzica! Și mi-au plăcut mândrele ca și la urs murele. Cât trăiesc am să iubesc, nu mă satur, tot poftesc. Că iubitul nu e boală, iubitul din somn te scoală. Cât trăiesc am să iubesc, nu mă satur, tot poftesc. Că iubitul nu e boală, iubitul din somn te scoală. Mi-au venit noaptea în prag și eu le-am primit cu drag. Le-am întins pe fâncosit și pe toate le-am iubit. Au fost mândre frumușele, iar eu tânăr și în putere. Le-am întins pe fâncosit și pe toate le-am iubit. Au fost mândre frumușele, iar eu tânăr și în putere. Cosită de dimineață, îi fac dulce dragostea, să știe că-i doar a mea. Și-o iubesc pe iarbă deasă, cosită de dimineață, îi fac dulce dragostea, să știe că-i doar a mea. Mi-amintesc seara pe deal, când eram copil acasă. Gândul aici mă duce iar și un dor nebun mă pasă. Dor nebun de-a mea măicuță, de viața de odinioară. Dor
priveag de-al meu tăicuță. Și de maica bătrioară. Acolo-n căsuța veche îmi trăi copilăria. Părinții fără de pereche m-învățau ce-i omenia. Îmi spuneau dacă-mi să plec și-am să ajung în lumea mare, niciodată să nu uit ca fi om în lucru mare. Doamne, mai ținem părinții, nu mi lua de pe pământ, mă, că sunt mai plâns decât sfinții și nu am nimic mai sfânt, mă. Eu cu cântecele mele să le alin bătrânețea, să uite de zile grele și să-și alunge tristețea. Cât o să pot am să cânt, măi, să ne mângâi sufletul, măi, căci pentru mine au muncit, măi, ca să ajung ce sunt acum, măi. Verde de alună, ascultă-o-mi bune ce spun. Nu te juca cu viața, măi, tu nu vezi cum este ea. La unii este frumoasă și cu bucurii în casă, la alții doar cu necas și cu lacrimi pe obraz. La unii este frumoasă și cu bucurii în casă, la alții doar cu necas și cu lacrimi pe obraz. Viață dragă-i două fețe, bucurie și tristețe, și necaz și fericire, zile rele, zile bune. Unii au o stea în frunte, alții zile amărâte. La unii le dai prea mult și alții sunt frunză în vânt. Unii au o stea în frunte, alții zile amărâte. La unii le dai prea mult și alții sunt frunză în vânt. Bucură-te, omule,
ale măi, câte țin puterile. Într-o zi se duc și ele și rămâi cu zile grele. Nu mai strânge la saltea, trăiește-ți frumos viața. Nu mai strânge la ciorap, când pe mâni mergi tot sărac. Că viața e trecătoare, omul se naște și moare. Omul e ca frunza-n vânt și ca roua pe pământ. La mulți ani, la mulți ani! Stai unde te duci, la mulți ani! Mulțumesc frumos, Ruxandra, bine te-am găsit. Mă bucur din suflet să fiu astăzi alături de tine și de invitații voștri frumoși. Și bineînțeles alături de telespectatorii noștri. Mai care... ales, cărora le urez eu un sincer și un călduros la mulți ani. Celor mulțumesc care se sărbătoresc, bineînțeles. Sărbătoriților. Iar celorlalți le dorim să se facă cumva comozi acolo în fața micilor ecrane, pentru că astăzi avem o ediție extraordinară. Mi-aș dori să vină și Florin aici lângă mine, doamna Virginica, și bineînțeles soțul meu cu bolul, la cu întrebări. La mulți ani! La mulți ani tuturor florilor, la mulți ani Florin, la mulți ani Viorica, la mulți ani zambilelor, la mulți ani Crina, la mulți ani tuturor florilor care astăzi se sărbătoresc și bineînțeles tuturor creștinilor noștri care ne urmăresc și telespectatorilor noștri dragi. Dragilor, nu știu dacă ați văzut cumva emisiunile noastre de până acum. Eu și cu Florin suntem pentru prima dată la această ediție a voastră frumoasă. Care prezenți în platou, dar întotdeauna cu sufletul ecrane. Suntem alături de NoTV. Și vreau și eu să-i salut pe toți cei care poartă numele de floare, toți românii noștri dragi de pretutindeni, pentru că sunt sigură că în această zi, după amiază frumoasă, au hotărât să stea în fața micilor ecrane până târziu, cât se poate de târziu, ca să vadă câte cadouri minunate muzicale le-am putut aduce în această zi. Bineînțeles, alături de noi pe EtnoTV. Bineînțeles, am spus, EtnoTV, televiziunea noastră de suflet, care ne-a și făcut cunoscuți. Pe mine, spre exemplu, EtnoTV are o amprentă pusă așa de la începuturile mele. Și nu numai, a promovat... pe parcurs foarte, foarte mulți dintre colegii noștri. Să salut pe Alina Năsturaș, pentru că ne cunoaștem de foarte mulți ani. Alina, mulțumim pentru alegerea făcută și pentru inițiativa de a sărbători astăzi românii, de a sărbători numele de floare. O salutăm pe Alina, salutăm toată echipa și mulțumim tuturor pentru că au răbdare cu noi și pentru că ne fac așa mai frumoși, mai înalți, mai slabi. Da, haideți să nu ne lungim mult cu vorba, pentru că eu mi-aș dori să vă cunosc și în urma răspunsurilor acestor acum întrebări. Să știi că nu este neapărat o încercare, sunt întrebări inedite, așa, cu care sunt sigură că... ne vom simți bine. Care este cea mai îndrăzneață propunere pe care ai primit-o? De ce râzi, fina mea? Da. Nu pot să spun. Pe cea mai îndrăzneață chiar nu pot să spun, dar am primit foarte multe propuneri îndrăznețe, ca să zic așa. Măcar una. Te-ai înroșit? Se vede la cameră. Da. Nu știu. Nu știu, chiar nu pot să spun. S-a emoționat și microfonul ține jos, să nu se audă acolo la dumneavoastră acasă ce spune. Microfonul un pic mai sus și te rog foarte frumos, deci nu scapi. După Paște. Cea mai îndrăzneață a fost să cânt așa în diverse situații, nu știu, cât să le spun pe cele mai îndrăznețe, dar așa au fost situații în care... am fost pus la încercare așa în anumite situații. Hai să te scot eu, fiind săptămâna patimilor, nu trebuie, n-ai voie să nu spui. N-avem voie să spun. Sigur spun, că da. Doar deci la spovedanie. Deci da? La spovedanie, da, și după Paște, promis că mai vii odată și mai răspund. Mai vin și, poate un pic altă întrebare totuși. Da. Ia să o vedem. Las pe fina mea, pe Crina Matei, să răspundă ea în locul meu. O invităm imediat și pe ea aici. Haide să îmânăm... un microfon și la Florin, la sărbătoritul nostru. Ia stai, că uite, o sorb. Exact. Perfect. Dragilor,
Ce șanse sunt să mai vedem o generație de aur în folclorul românesc? Eu zic că sunt șanse, că avem destui tineri talentați care vin din urmă cu putere și... Te numeri printre ei, felicitări! Mulțumesc din suflet! O voce extraordinară, da, o voce superbă. Mi-am dorit de foarte multă vreme să vii aici la noi și să știi că nu sunt singura. Telespectatorii noștri îmi scriu acolo pe pagina mea de Facebook și îmi propun invitații pe care doresc să-i vad aici în emisiunea noastră, în emisiunea Petrecerea Artiștilor. Și tu te numeri, da, mă bucur, constant din suflet, printre mult preferințele lor. Așa că mă bucur mult că ai venit. Cu drag și eu mă bucur și vă mulțumesc mult. Și doamnei Alina Năsturaș. Ia să vedem acum întrebarea. Eu am o întrebare pe care i-aș răspunde cumva lui Dumnezeu prin mulțumiri. Mi-am pus o întrebare. Ce ați vrea să-L întrebați pe Dumnezeu? Wow. Cred că n-aș avea puterea eu ca și pământean să-L pot întreba pe Dumnezeu sau să-L pot judeca decât să mă pun în genunchi și să-I mulțumesc pentru tot ce mi-a dat în această viață. Pentru că chiar mă consider un om iubit de Dumnezeu. Ce aș putea să-L întreb pe Dumnezeu? Nu pot să-L întreb decât să aștept cu brațele deschise tot ceea ce El va avea de aici înainte să-mi ofere. Pregătit pentru noi. Sigur. Eu zic că o întrebare mai potrivită pentru această zi, nici că se putea... Sigur că da. Așa este. Chiar să se pună și într-adevăr... Chiar parcă mi-aș ieși gândul cumva. Știți că eu sunt un om sensibil, știți că îl iubesc pe Dumnezeu și credincios și cu frică. Un suflet mare și sigur frumos. Sigur că da, frică de Dumnezeu și cu drag de semenii mei. Ce să spun, e într-adevăr un moment emoționant pentru că în afara faptului că astăzi este zi de sărbătoare, urmează săptămâna patimilor, săptămâna în care credincioșii își aduc aminte de faptul că trebuie să mulțumească Bunului Dumnezeu pentru sacrificiul pe care îl face pentru noi minut de minut. Nu vreau să monopolizez cu vorbe această situație pentru că îmi doresc foarte mult ca muzica să răsune în această emisiune, așa că haideți să dăm start muzicii! N-ar ști ce-i dragostea, ce s-ar face inima, de n-ar ști ce-i dragostea. Ar umbla pe acest pământ ca un nor purtat de vânt, ar umbla din prag în prag, fără nimeni, nimeni drag. Mai fi pomii nu s-ar legăna și nici cucu n-ar cânta, n-ar cânta izvoarele, n-ar sări soarele, n-ar cânta izvoarele, n-ar sări soarele.
face inima, de n-ar ști ce-i dragostea. Vară, iarnă, noapte, zi, singură pe lume ar fi, fără niciun adăpost, fără dor și fără rost. Ce s-ar face inima, de n-ar ști ce-i dragostea. Fără niciun adăpost, fără dor și fără rost. Ce s-ar face inima, de n-ar ști ce-i dragostea. Dușmani arzi iar focul, care mă vorbesc de rău. Ca oriunde-mi găsesc locul și iubesc doar ce vreau eu. Am dușmani arzi iar focul, care mă vorbesc de rău. Ca oriunde-mi găsesc locul și iubesc doar ce vreau eu. Am cu ce, de-aia mă vor mâine drele mai. Bani am minte, cât îmi cape, pupa le-ar tata pe toate. Am cu ce, de-aia mă vor mâine drele mai. Bani am minte, cât îmi cape, pupa le-ar tata pe toate. Sunt al dracu și că eu nu fac ce vor. La mândrele sucesc capul, l-o iubi și pe ale lor. Să le arăt că sunt al dracu și că eu nu fac ce vor. La mândrele sucesc capul, l-o iubi și pe ale lor. Am cu ce, de-aia mă vor mâine drele mai. Bani am minte, cât în cape, pupa le-ar tata pe toate. Am cu ce, de-aia mă vor mâine drele mai. Bani am minte, cât în cape, pupa le-ar tata pe toate. Dușmanii să-mi poarte pică, să moară de grijă mea. Doar de Dumnezeu mi-e frică, de nimeni altcineva. Dușmanii să-mi poarte pică, să moară de grijă mea. Am cu ce, de-aia mă vor mâine drele mai. Bani am minte, cât în cape, pupa le-ar tata pe toate. Am cu ce, de-aia mă vor mâine drele mai. Bani am minte, cât în cate, pupa le-ar tata pe toate. Darul mai scump din lume, îți copii din găcine. Le dai viață, le pui nume, cu ei treci pe rău și bine. Darul mai scump din lume, îți copii din găcine.
le dai viață, le pui nume, cu ei tragi pe rău și bine. Răgi cu ochii lași și răsus și mulți amunui de ajuns. Pentru toate cât ce le trăiesc, am cu ce să mă fălesc. Îmi duc traiul în gămână, drag, la lume cu drag cântând. Și fișorul-i toată averea și-o am lume prepământ. Îmi duc traiul în gămână, drag, la lume cu drag cântând. Și fișorul-i toată averea și-o am lume prepământ. Răgii cu ochii lași și răsus și mulți amunui de ajuns. Pentru toate cât ce le trăiesc, am cu ce să mă fălesc. Am prelume și-n malină, când o fi să-mi fie greu. Ei mi-s toată mângâierea, dragii sufletului meu. Am prelume și-n malină, când o fi să-mi fie greu. Ei mi-s toată mângâierea, dragii sufletului meu. Răgii cu ochii lași și răsus și mulți amunui de ajuns. Pentru toate cât ce le trăiesc, am cu ce să mă fălesc. Când o fi să plec din lume, am averea cui lăsa. Ei mi-s bucuria vieții, un copil și mândra mea. Când o fi să plec din lume, am averea cui lăsa. Ei mi-s bucuria vieții, un copil și mândra mea. Răgii cu ochii lași și răsus și mulți amunui de ajuns. Pentru toate cât ce le trăiesc, am cu ce să mă fălesc. Răgii cu ochii lași și răsus și mulți amunui de ajuns. Pentru toate cât ce le trăiesc, am cu ce să mă fălesc. Eram
n-am stat, o mamă ne-a legănat lume. Glasul sângelui curat pe noi frații ne-a legat, of, of. Cât de bun e un străin, la necaz tot frații vin lume. Așa Maica ne-a învățat în lume când am plecat, of, of. Trecut vremea ca norul, am crescut și ne-am luat zborul, ca pasărea-n cuibușor, ne-așteaptă Maica cu dor, of, of. La același sân am stat, o mamă ne-a legănat, frații ne-a legat, of, of. Cât de bun e un străin, la necaz tot frații vin lume. Așa Maica ne-a învățat în lume când am plecat, of, of. Stai, nu pleca, draga mea. Prietenă veche a emisiunii noastre, Nicoleta, mă bucur foarte mult că ne-ai călcat din nou pragul. Noi petrecem aici, ne simțim foarte bine și sper și că și tu o să te simți bine după ce o să tragi o întrebare de aici, din volul meu. Bun găsit tuturor! Eu am fost, da, aici prezentă de la prima ediție și de asta revin cu atâta drag. Trebuie să spun celor de acasă că sunt cu sufletul alături de fiecare sărbătorit în parte și să le urez astăzi să aibă parte cu toții de o petrecere deosebită alături de noi, nu-i așa? Așa este. Și pe mai departe să ne fie alături preț de încă câteva ceasuri și să ne urmărească în permanență, pentru că nouă așa ne place. Bineînțeles. Și dacă tot suntem la capitolul urări, aș dori să urez și eu la mulți ani mătușei mele. Poartă nume de floare, este Florica, așa că îi spun te iubesc, mamătușă, și să fii sănătoasă în continuare pentru că ne trebuiești. Să fie sănătoasă, la mulți ani, să fie sănătoși cu toții, pentru că dacă ar fi fiecare să deschidem lista, cred că nu mai contenim. Până te pregătești, eu vreau să să-mi iau răgaz aici. Eu o să-l invit aici, că mai avem un sărbătorit și pe Florin... ia să tragă și el o întrebare, dar tu poți să citești. Mi și se să pare corect că atunci când dai un examen să ai și un timp de un răgaz, nu? Nu știu, la asta ești un pic cam aspră cu noi. Asta este părerea mea. Bun, întrebarea zice așa. Ați lăsat lucruri neterminate? Hai că nu e greu. Nu este greu, dar din păcate, așa cu regret o spun, da, am lăsat destule lucruri neterminate, îmi șoptesc aici, colegii mă ajută ceva prin bucătărie, ceva. E, cam așa ceva, poate niște ciorbe ale vieții, niște tocănițe ale... Așa cred, da. Da, am lăsat din păcate multe lucruri neterminate. Și le regret sau? Nu neapărat că le regret, am învățat ceva de când... De la începutul acestei emisiuni am învățat de la soțul tău. Spunea că nu există lucruri bune, lucruri rele, decizii bune, decizii rele. Există pur și simplu lucruri care nu ies tocmai bine și da, așa este să se întâmple. Exact așa. Au fost niște lucruri pe care n-am reușit să le duc la bună împlinire sau, mă rog, de pe urma cărora să văd niște rezultate, dar asta nu înseamnă că nu le pot relua. Bineînțeles, dacă trebuiesc făcute, cu siguranță vor fi făcute. Ce la un moment dat. Ce este lăsat de sus să se întâmple, se va întâmpla și astăzi, la o zi mare, cu atât mai mult, avem sus inimile cu toții, cred eu, mai cu seamă că urmează săptămâna patimilor și sărbătorile ce vor urma să ne aducă atâta bucurie și pace în suflete, cred că este ceea ce ar fi de dorit pentru fiecare, atât cât... ne dorim cu toții. Doamne ajută, așa să fie. Și uite, până ne răspunde și Florin la întrebare, am să o rog aici că mai avem o sărbătorit acolo pe scaun care stă cu mințică, să ni se alăture și să tragă și ea o întrebare.
Și bun găsit, îți spun și eu, că nu pot să trag întrebarea până să, înainte să salut, să te salut pe tine. Noi ne-am salutat înainte, ne-am petrecut aici, așa că de da, dar neoficial am făcut lucrul acesta. Vreau să-ți mulțumesc pentru invitații și ție și producătorilor emisiunii. Deși nu sunt un reprezentant exact pe tipologia prestatorilor de servicii, exact așa cum sunt ceilalți colegi de platou din această zi. Ești artist. Suntem cu toții... Ești artist și aici este petrecerea artiștilor. Reprezentăm așa că... aceeași țară și de foarte multe ori atunci când ne-am aflat peste hotare și muzica românească, indiferent de zona geografică pe care a reprezentat-o fiecare artist, a răsunat undeva, m-am simțit mândră și avem foarte multe lucruri pe care trebuie să le evidențiem, să le scoatem mai în față, cu care să ne mândrim și de care să nu fim niciodată, nu știu, timorați sau să ne simțim în inferioritate, pentru că vin alții, descoperă locuri foarte frumoase, descoperă muzicalitatea, descoperă poveștile pe care strămoșii noștri le-au lăsat și pe care cred că avem datoria să le impregnăm și celor care vor veni după noi, chiar dacă suntem locuitori ai metropolelor. Așa este, adevăr ai grăit, sunt total de acord cu tine, mai ales că muzica tradițională reușește să facă asta telespectatorilor în sufletele lor și, bineînțeles, eu și soțul meu chiar suntem reprezentanți ai unui instrument foarte iubit de tot mapamondul, naiul, și, într-adevăr, muzica populară ajunge în inimile tuturor, chiar dacă nu simt neapărat românește, învățăm noi să simtă. Absolut. Cred că ați văzut cu toții acele filmări care circulă în mediul online, unde japonezi au învățat cu foarte multă rigurozitate și avem elevi. Și dansează extraordinar de frumos pe muzica românească, pe acele formule compuse destul de dificile pe care însă ei și le-au însușit, să știe că japonezii încă de mici sunt foarte exigenți cu copiilor și orice lucru, apropo de lucruri neterminate, sigur că sunt lucruri pe care poate că trebuie să le terminăm mai târziu sau care nu ne sunt destinate să le finalizăm niciodată. Dar în mentalitatea japonezilor, și nu știu de ce mi-au venit ei în minte în momentul ăsta, poate că ar trebui să fie un exemplu pentru noi, pentru cât devotament pun în momentul în care încep un lucru, au luat și din muzica tradițională românească și au dus la nivel de excelență sau la nivel de performanță extraordinară dansul popular românesc cu tot ce are el mai caracteristic. Crina este o vorbitoare extraordinară. Vă rog să tăiați, dacă vi s-a părut că ceva este în plus, vă rog să tăiați. Și te rog să-mi dați și mie voie să le urez la mulți ani celor care astăzi își sărbătoresc onomastica. Știu că încă suntem în, trebuie să sărbătorim cu evlavie, suntem încă cu pioșenie pentru că mai avem încă o săptămână până la Sfintele Paști, dar trebuie să ne bucurăm pentru toți cei care poartă nume de floare, de simbol vegetal, pentru că și Codrin, Codruța sau Mugurel sunt și ei tot sărbătoriți, Viorel, Viorici. Le spune la mulți ani tuturor. Și Călin? Mălin și Călin, da. Călin poate să avem, fie, nu? Și Călin avem și foarte mulți sărbătoriți. Da, le spunem tuturor la mulți ani. Tuturor celor care se află în fața micilor ecrane, postul Etno TV este din ce în ce mai vizionat și nu doar în zonele rurale, ci și în orașe se află oameni care fie că au străbuni, fie că au plecat tot din... Tot de la sat. Ia să vedem ce întrebare. Așa, o întrebare. Și eu mă pot scuza acum că pot spune că nu am ochelari la mine. Nu e nicio problemă, citim noi. Până atunci îl rugăm frumos pe sărbătoritul nostru de astăzi, pe Florin, să ne citească și să ne și răspundă. În primul rând, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru invitație, să urez și eu la mulți ani tuturor colegilor de platou care poartă nume de floare și de asemenea tuturor telespectatorilor care poartă nume de floare. Îmi place și tare mult întrebarea. Întrebarea, da, este o întrebare, să zic eu așa, care nu-mi creează, să spun, un mare grad de dificultate. Dacă mă gândesc în urmă, ca să îmi permit să fac o glumă, când eram în facultate student și... trageam bilețelul la examen, aveam șansa aia dacă într-un sac că erau 99 de femei și un bărbat, la sigur trageam bărbatul. Ca să fac o glumă. Ce șansă are muzica populară în mediul online? Sigur că putem să vorbim cu realism de șansele reale pe care
le poate avea, întrucât reprezintă o modalitate de promovare nouă, pe lângă cea tradițională, și cu siguranță va avea un viitor muzica populară în mediul online. Și cred că la momentul actual este ceea ce urmează în viitor, și nu numai muzica populară, ci tot ceea ce înseamnă promovare. Îi rugăm pe cei de acasă să intre pe YouTube, pentru că emisiunile Petrecerea Artiștilor sunt urcate acolo pe YouTube, așa că dacă doriți să revedeți vreo emisiune, ne găsiți acolo, Petrecerea Artiștilor pe YouTube, și bineînțeles pe toți să ne caute, da? Pentru că toți avem pagini de socializare. Da, și vă așteptăm cu drag și acolo. Și mai ales dacă îmi permite să mai fac o adăugare, cu atât mai mult cu cât folclorul românesc reprezintă un element de identitate națională. Așa este. Apropo de ceea ce se vorbea mai devreme. Cu tot ceea ce reprezintă el. Este șansa, răspund și eu la întrebarea dumnealui, este șansa de păstrare a identității acestui neam într-o perioadă în care globalizarea este din ce în ce mai agresivă și în care se pare că unii încearcă să niveleze un pic teritoriile. Vorbește lucrul ăsta sau îl exprimă cu toată asumarea un bucureștean autentic? Șansa de a promova în mod necondiționat, fără a fi condiționat. Eu abia aștept. Te rog frumos, Nicușor. Am stat la masă așa și atât de frumos am ascultat și așa bine se aude în partea asta dreaptă. Oamenii ăștia pe lângă artiști, ce profesie au? Că au vorbit ca niște lectori universitari, cel puțin ați vorbit cu niște termeni atât de frumoși și ne-a făcut mare plăcere să ascultăm. Dar pe bune, ce profesie aveți? Spre exemplu, domnul Florin, nu știu profesia dumneavoastră. Sunt consilier juridic. Precizarea aceasta, pentru nu sunt avocat, pentru că de multe ori în multe emisiuni am fost prezentat ca și avocat și nu vreau să-i supăr pe colegii avocați, cu toate că nu realizez o impietate atâta timp cât promovez un element de identitate națională care este folclorul. Și pentru mine că s-a adus vorba de cultura poporului japonez. Japonezii au un mare respect atunci când îmbracă kimono, când îmbracă costumele tradiționale, dar pentru mine reprezintă același lucru. Și noi la fel cu costumul popular. N-aș vrea foarte, foarte multe vorbe, pentru că știu că cei de acasă își doresc să ne audă cântând și tu ai venit cu niște surprize muzicale și astăzi. Și uite cum scap de întrebare. Nu, tocmai asta spuneam. Tocmai asta spuneam, că vrem să auzim răspunsul, pentru că vrem să te auzim și cântând. Întrebarea a fost comună aceea, da? Ia să vedem. Prima mea profesie este aceea de dascăl, de învățător. Se vede, am profesat. Se explică. Am și profesat. Faptul pe urmă cea de a doua diplomă care mă autorizează este aceea de actor. Sunt actrița a Teatrului Stella Popescu din București. Am prezentat și eu emisiuni, Ruxandra, știu, să știi. Știu. Așa, îmi place muzica din toate genurile. Știți că George Enescu a spus că nu există muzică bună sau muzică proastă, există un singur fel de muzică, dar ne mândrim foarte tare, mie îmi place foarte, foarte mult folclorul românesc și nu o spun asta din complezență, pentru că mă aflu la o emisiune de cu specificitate de promovare a folclorului. Da, e, așa poate să mă promovez și eu. Nu pot să nu glumesc, dați-mi voie, pentru simt că este atât de multă emoție aici, încât de multe ori o glumă ne mai relaxează un pic și sunt convinsă că și cei aflați în fața televizorului simt nevoia să ne mai relaxăm și ne vor ierta dacă poate că unele dintre discuțiile noastre vor fi un pic mai prietenești, mai colocviale, așa, și nu vom fi foarte, foarte stricți, oficial și folositor, rigid și purtători doar de exprimări un pic mai elaborate. Eu da, știu, am și o întrebare. Întrebarea mea este, și văd, ce să zic acum, că nu văd-o, că văd. De câte ori v-a părut rău că ați avut dreptate? Niciodată. Te să-mi pare rău că am avut dreptate? Se poate întâmpla. Mi-a părut mai rău că nu s-a recunoscut acest lucru, dar viața, de la un anumit moment încolo, m-a învățat că întotdeauna există justiția divină care repune adevărul în matca sa și că de multe ori nu trebuie să luptăm noi cu
cu foarte multă înverșunare să repunem adevărul la locul lui, pentru că are grijă altcineva și că poate mai trebuie să fie trecute niște etape, niște trepte, până când e ceva de învățat de acolo și să nu mai fim atât de înverșunați. Un asemenea răspuns cere și o melodie extraordinară din partea ta. Foarte, foarte adevărat, extraordinar de bine spus și de bine punctat. Așa este. Cel mai bine este să lăsăm pe bunul Dumnezeu să le așeze în ordinea care trebuie. Adevărat, și să învățăm ceea ce este de învățat, să nu credem că într-un anumit moment noi suntem conectați cu adevărul absolut, pentru că el ni se poate releva în forme nebănuite. Așa este. Gata cu vorba, dragilor! Haideți cu muzica! Pădurii-n gând cu tine și coapsele de înger mi-am zgâriat. De mi-a fost doror, de mi-a fost rușine, de am ratat sau nu tot te-am purtat. Am inventat cuvinte nerostite să pot să le rostesc la tine în gând. Și-am prins în ori capcane și ispite doar să te pot aduce pe pământ. La ce mi-au folosit acestea toate? Atâta timp cât încă te iubesc. Am spulberat o țară infernală, în trup să pot o alta să-ți croiesc. Am fost vulgară, superficială, dar dă-mi un timp cu tine să iubesc. La colț de stradă și am dansat aiurea pe alei, doar ca să las tot vulgul să mă vadă, să te fac din nou să nu mă vrei. Am perorat în jurături divine ce înfloreau toți crinii dintr-un foc, și m-am ascuns un veac întreg de tine, dar nu știai deloc ce e la joc. La ce mi-au folosit acestea toate? Timp cât încă te iubesc. Am spulberat o țară infernală, în trup să pot o alta să-ți croiesc. Am fost vulgară, superficială, dar dă-mi un timp cu tine să iubesc. Răul ce crescuse între noi se înălța un crin cu umeri goi. Popii zeloși își lepădau altare doar ca să-ți pună mirul la picioare. Și fluturii, fluturii de ceață, îți culegeau tristețea de pe față și o strângeau încet în caier fin, pudrat în sos de coapsă și de vin. Pot o alta să-ți croiesc. Am fost vulgară, superficială, dar dă-mi un timp cu tine să iubesc. Am spulberat o țară infernală, în trup să pot o alta să-ți croiesc. Am fost vulgară,
îndeamnă să-mi iau murgul, să-mi aleg calea de-a rândul, să văd codurul înfrunzind și pământruța venind, să văd codurul înfrunzind și pământruța venind. Cântăm și amândoi să ne luăm, să vorbim și să cântăm și amândoi să ne luăm. Dragostea păstrată bine, tineri și frumoși ne
te ține. Hai, micuță, repejor, pe sub umbra fagilor, iubește pe săturate, că bătrânul se mai poate. Hai, micuță, repejor, pe sub umbra fagilor, iubește pe săturate, că bătrânul se mai poate. Mai fi acum, acum eram odată, aș coli da munții și pădurea toată. Mult mi-e dor cu murgu să mai merg călare și cu câinii mei copoi de vânătoare. Lume dragă să ajung pânserate prin satele vecinate. Lume dragă și să vânesc căprioare de-alea în două picioare. Of, iau-ți mândr-o mărioară. Of, of, ce n-aș da să mai fi miară. Of, tinere ca altădată. Of, of, eu băiat și tu iar fată. Vânător voinic în floarea vieții, făcea arma pom și dobora mistreții. Aveam ochi de vulturi, vedeam până zare, și brațul ca fierul îl aveam de tare. Lume dragă mă așteptau cu friptura mândre, le să le dau gura. Lume dragă și cu vin roșu în cană, beam singur o damigeană. Of, iau-ți mândr-o mărioară. Of, of, ce n-aș da să mai fi miară. Of, tinere ca altădată. Of, of, eu băiat și tu iar fată. Iarba câte-o noapte întreagă îmi poartă la mândra care mi-era dragă. Plecam până nu cântau în zori cocoșii, ca să nu mă vadă babele și moșii. Lume dragă, acum murgui slab de spate, să mă ducă nu mai poate. Lume dragă, nici eu nu mai am putere, chiar de inima îmi cere. Of, iau-ți mândr-o mărioară. Of, of, ce n-aș da să mai fi miară. Of, tinere ca altădată. Of, of, eu băiat și tu iar fată. Of, iau-ți mândr-o mărioară. Of, of, ce n-aș da să mai fi miară. Of, tinere ca altădată. Of, of, eu băiat și tu iar fată.
doare. La mulți ani cu voie bună, cu cei dragi toți împreună. Astă seara e seara mare, supărarea loc nu are. Astă seara doar petrecem, cu asta în viață ne alegem. La mulți ani cu bucurie, viața bună să vă fie. La mulți ani cu sănătate, să vă meargă bine în toate. La mulți ani cu bucurie, viața bună să vă fie. La mulți ani cu sănătate, să vă meargă bine în toate. Și să-mi cânte la ureche o cântare de-aia veche. Asta-i viața cea mai bună, cu-n pahar și lângă o strună. La mulți ani cu bucurie, viața bună să vă fie. La mulți ani cu sănătate, să vă meargă bine toate. La mulți ani cu bucurie, viața bună să vă fie. La mulți ani cu sănătate, să vă meargă. Dragilor, ne simțim extraordinar aici la Imperial One, unde gazdele noastre ne-au obișnuit întotdeauna cu bucate alese, cu o atmosferă extraordinară. Invitații mei sunt aleși pe sprânceană. Așa, am încercat să aduc și lume nouă și prieteni mai vechi, printre care se află și Marian Cosma, pe care l-aș invita aici lângă mine, pentru că de foarte multă vreme îmi doresc... Îmi doresc să vină și mai am acolo o doamnă pe care o iubesc tare, tare mult și o invit aici lângă mine. Timp în care eu o să mă duc să iau bolul cu întrebări pentru că îmi doresc tare, tare mult. Te pup, Emi. Te pup, Roxy. Fiind mai bătrân, mă gândeam că scăpăm de asta. Bătrân? Nu se poate să te pun să faci o piruetă? Nu, mulțumesc. Crede-mă că nu se pune. Ne pui și pe noi la încercări de genul ăsta? Să știi că nu este o încercare, da? Este o modalitate de a vă cunoaște un pic mai bine și în urma unor întrebări, da? Cu răspunsuri sincere, bineînțeles. Cu drag. Și haioase, de ce nu? Marian, știu că are și ceva urări de făcut astăzi. Scurt, da. repede, pentru că e important. Foarte scurt, foarte scurt, că aș vrea să petrecem, să ne distrăm, să cântăm, să le cântăm telespectatorilor cel mai mult. Vă pup pe toți, dragilor. Bună, Ruxi, bună, dragi colegi, vă pup pe toți și vă iubesc. Am și eu un sărbătorit în familie, într-adevăr, astăzi, care împlinește o frumoasă vârstă de 9 anișori. Este vorba de... mezinul familiei mele, da, Cristian. Cristian te iubește, tati, și îți urează tot binele din lume. S-a ascuns de mine, că nu o să-ți pare rău.
Îl salut și pe Ionuț. Să te bucur de el să fie sănătoși cu toții și voi sunteți o familie superbă. Doamne, o salutăm și pe soția ta. O salut și pe Olimpia și salutăm toate florile. Am și eu destule flori în neamul meu, am mătuși foarte multe, tanti Florica, tanti Viorica, vă salut pe toți să fiți sănătoase, sănătoși. Vă iubește pe toate, frumos. Vă spun eu sigur. Vă iubesc pe toți, voi știți. Aici o întrebare, și Marian, repede. Da? Așa, ca să nu pierdem timpul pe... degeaba. Emilia să tragă o întrebare, să se gândească așa un pic la răspuns. Ia să vedem cine este primul. Ai fost vreodată remunerat în natură, în natură la un eveniment? Alina a scris întrebarea asta. Alina. Bine că nu mi-a picat mie. Nu, în natură s-a referit la cozonaci, la gâște, la curci, la... ceva brânză. Marian, asta fiindcă, Marian, o, asta lapte. Fiindcă ți-ai salutat familia, soția, tu te-ai pus bine într-un cuvânt. Acum poți să recunoști. N-a fost, el primește doar bani. Și cu factură, și pe card, și cu TVA. Da, nu știu, nu mă regăsesc. Atunci te rog frumos să mai tragi o întrebare. N-am fost... Bineînțeles, cu pioiesc cu tot. Inspirat când am tras biletul ăla. A fost o dată în depresie, cum ai depășit, dacă am fost în depresie o dată și cum am depășit momentul. Cred că am avut o tentativă de depresie. Am avut, da, ca fiecare om, cred că cu toții, nu? Trecem prin ceva momente, știu eu de, nu știu, pierdere. Microfonul un pic mai sus, să te audă și cei de acasă, nu de alta. Da. Am avut ceva, o tentativă, dar nu în pericol, n-a fost în pericol de depresie. Muzica te-a salvat cu siguranță. Da, muzica și familia m-a salvat, într-adevăr, dar cred că toți avem tentative de depresie de în viața asta. Hai, da, de tristețe, ca să spunem așa. Da, nu sunt un om atât de... Tu ești optimist de negativist, fel? Exact, da, sunt un om optimist și... Și soția ta este un psiholog extraordinar, așa că da? Nu cred că... Mă susține foarte tare și mă întărește. E nevoie să știi câteodată de un om care să te întărească, pentru că tindem să dăm înapoi câteodată, știi? Tindem să dăm înapoi, și să tragem înapoi. În momentul în care cineva este lângă tine puternic... Eu sunt o persoană care tind să trag înapoi. Dacă n-am un om tare lângă mine, da, probabil că aș avea... Și te-a iubit bunul Dumnezeu și Dumnezeu ți-a dat. Dumnezeu m-a iubit și mi-a dat oameni buni lângă mine, care mă susțin și mă împing în față cât pot ei de tare. Da, și foarte bine te împing, pentru că publicul telespectator așa te iubește extraordinar de mult. Și ești eu, prezent și la foarte multe evenimente. Și eu iubesc publicul și vă iubesc pe toți. Și îmi doresc să stau cât mai mult pe scenă și să vă cânt. Asta așa este misiunea mea faci, de la Dumnezeu și a noastră, a tuturor, cred că. Și Emilia, da, cred că la fel își eu dorește. Eu mă refer la întrebarea mea. Eu n-am cum să pic în depresie, că sunt psiholog la bază. Și, frumos, da, frumos. Și dacă pic în depresie, mă duc la colegi de-ai mei și mă tratez. Apropo de profesie. Da, ca și profesie. Spune așa întrebarea, sunteți mulțumită de filmul vieții dumneavoastră? Sunt mulțumită pentru că regizorul sunt eu, am fost eu. Și atunci dacă eu mi le-am pus pe tavă și pe tapet, trebuie să fiu mulțumită și să-mi asum și greșelile și lucrurile bune și tot ce am făcut în lumea asta. Și din fiecare lucru trebuie să învăț ceva. Dacă n-am învățat, înseamnă că ori sunt un regizor slab, ca să nu zic prost, ori trebuie să reiau încă o dată experiența de la capăt ca să învăț ceva din ea. Și... dar eu nu-mi doresc să trăiesc de două ori această experiență, îmi doresc să învăț din experiențele pe care mi le-a dat viața. Cam cum s-ar numi filmul vieții tale? Ia să vedem dacă îi dau un nume, ce nume îi da? Băi, cred că s-ar numi Cum să trăiești într-o lume... De fapt, zic altfel. O femeie puternică într-o lume slabă, uite. Frumos! Frumos! Vezi? Avem un titlu bun. Se vede că ești la bază psiholog. Da, așa aș putea să spun, pentru că eu mă consider un om puternic care s-a ridicat întotdeauna când a avut o cădere așa și a învățat din ce a greșit. Că n-au fost cădere, au fost lecții. De greșit toți greșim, nu există un fără greșeală, dar important este cum trecem peste greșelile noastre. Așa că eu sunt fericită și bucuroasă și mulțumită de filmul vieții mele. Clar. Iar noi suntem fericiți să te ascultăm în continuare. Cu drag, cu melodie frumoasă. Cu drag, cu drag. Sărut mâna, mamă, bine te-am găsit, sfânta mea icoană, dor nemărginit, mi-am adus aminte
vin, îți pup sufletelul, mă plec și mă închin. Trec în grabă peste dumneata, dar tot ești frumoasă, măiculița mea. Vin acasă cu drag și abia aștept să-mi mângâi părul, să mă strângi la piept. La mulți ani, măicuță, să fii sănătoasă, cât mai multă vreme să te văd prin casă. Să vin, îți pup sufletelul, mă plec și mă închin. Te-am visat aseară, că eram departe eu cu dumneata. Ai plecat deodată, nu știu unde-ai dus. M-am trezit, măicuță, în oftat și-n plâns. La mulți ani, măicuță, să fii sănătoasă, cât mai multă vreme să te văd prin casă. Cât trăiești tu, mama, am unde să vin. Îți pup sufletelul, mă plec și mă închin. Când mă știi plecată, ai sufletul greu. Îmi porți grijă mie, sunt copilul tău. Mi-ai dat totdeauna și nu mi-ai cerut, iar astăzi ești mândră când vezi ce-ai crescut. La mulți ani, măicuță, să fii sănătoasă, cât mai multă vreme să te văd prin casă. Am iubit și-am sărutat șapte mândre dintr-un sat și tot nu m-am săturat. Frunză verde m-a tostat, am iubit și-am sărutat șapte mândre dintr-un sat. Lumea zice că-i păcat, nu știu raiul m-o lua, ori iadul m-o aștepta. De mândre tot nu mă las nici o zi și nici un ceas, că vine vremea ca mâine, mă lasă ele pe mine. Știu că n-o să-mi pară bine, știu că n-o să-mi pară bine. Dulce, la voi dragostea mă duce, când pe deal și când pe vale, cât este ziua de mare. Mândrelor, guriță dulce, la voi dragostea mă duce, când pe deal și când pe vale, cât este ziua de mare. Că în lume am fost lăsat să iubesc tot ce mi-e drag, inimii să-i fac pe plac, de ce să fie păcat? E păcat dacă dorești și pofta nu ți-o împlinești.
Atunci pentru ce trăiești? Atunci pentru ce trăiești? Dragostea e ca dulceața, dar nu ține toată viața. Trece timpul ca nebun, ca mâine ajung bătrân. Dragostea e ca dulceața, dar nu ține toată viața. Trece timpul ca nebun, ca mâine ajung bătrân. Chiar dacă păcătuiesc, mândrele tot le iubesc. Că nu știu cu ce greșesc, că nu știu cu ce greșesc. Eu nu fur la drumul mare, nu le fac vreo supărare. Le dau tot ce am mai bun și ele mă rup din sân. În seara asta cu prietenii și neamul, să închinăm în cinstea noastră, să nu știm ce e amarul. Să lăsăm grijile în spate, veseli să privim în față, să urăm de sănătate și de fericire viață. Bea din vinul care-ți place, hai să vezi că vin o vreme când n-o să mai poți întoarce ce ai trăit mai devreme.
Hai să bem, să facem glume, dar cana să nu stea seacă. Toate relele din lume azi pe lângă noi să treacă. Cei care sunteți cu mine, azi să cânte lăutarul, că mâine nu știm ce vine. Și nu vrem rău să ne pară, că se duc repede anii, tot muncind din zori seară, că ne iau mințile banii. Bea din vinul care-ți place, că hai să vezi că vin o vreme când n-o să mai poți întoarce ce ai trăit mai devreme. Hai să bem, să facem glume, dar cana să nu stea seacă. Toate relele din lume azi pe lângă noi să treacă. Scutură aripa, zboară într-una, nu se lasă. Dar fă-ți mai frumoasă clipa, o sticlă de vin pe masă. Lasă timpul ca să zboare cu prietenii lângă tine. Toarnă vinul în pahare, trăiește cât poți de bine. Bea din vinul care-ți place, că hai să vezi că vin o vreme când n-o să mai poți întoarce ce ai trăit mai devreme. Hai să bem, să facem glume, dar cana să nu stea seacă. Toate relele din lume azi pe lângă noi să treacă.
care n-am mai auzit-o de foarte multă vreme și, sinceră să fiu, mi-aduce așa ceva nostalgie. Am să te rog să mă ajut și pe mine cu bolul, da? Și am să le chem lângă mine pe frumoasele domnișoare, Gabriela, Vladu și Claudia. Și ne mai trebuie un domn așa să contrabalanceze atâta feminitate. Domnul Nicușor, haideți aici! Nu, n-a fugit soțul meu, sper că nu vrea să fugă. Da, perfect. Haideți să începem cu o domnișoară. Bună ziua, în primul rând, vreau să vă mulțumesc bine pentru venit. Invitație. Bine v-am găsit. Mă bucur tare mult că sunt alături de voi și astăzi. Și noi ne bucurăm că ne-ai călcat pragul. Vreau și eu să urez la mulți ani tuturor sărbătoriților. Atât din platou cât și de acasă, sunt da, sigură? Da, exact. Am și eu foarte multe rude care poartă acest frumos nume. La mulți ani telespectatorilor și să aveți în continuare post binecuvântat. Doamne ajută! Și acum cu întrebarea, nu? Da, cu întrebarea, te rog foarte frumos. Hai să vedem. Sunt curioasă. Până atunci am să vă rog și pe voi să trageți, așa... Te rog. Poate vreți să vă gândiți la un răspuns mai special. Cine știe? Stai, te rog, Claudia. Ca la loto. Ați fost nevoiți să vă ridicați de la podea și să o luați de la capăt? De câte ori? Cred că fiecare om a trecut printr-o situație de genul acesta... Pe mine m-a ajutat Dumnezeu și n-am trecut prin situații atât de dificile, să zic așa. Ești și foarte tânără. Sunt destul de tânără, tocmai am împlinit 22 de ani. Oh, mulți înainte! Mulțumesc frumos! Tinerețe! Da, tinerețe, dar încerc să o păstrez așa cum trebuie. Încerc să mă îngrijesc. Revenind la întrebare, nu am avut o situație dificilă, atât de dificilă încât să fie nevoie să mă ridic de la podea. În schimb, părinții mei, familia mea, a fost mereu acolo atunci când am dat de greu, pentru că am dat de greu. Dar au fost mereu acolo și le mulțumesc pe această cale, să știți că vă iubesc și vă sunt recunoscătoare zi de zi. Cred că tuturor ni se întâmplă, cel puțin celor de aici din platou, ca familiile să ne fie alături. Le mulțumim și, ce să spun, este o binecuvântare să ai acolo oameni dragi care știi că în orice moment te pot susține și pot fi lângă tine în momente dificile. Așa este. Ia să vedem, domnișoara Gabriela, de bine când te-am invitat eu la emisiune și tu de-abia acum vii? Iată că am ajuns, te văd pentru prima dată în postura de prezentator și îmi place tare mult de tine mult. Și așa. Îți doresc să ai succes, Ruxandra. Mulțumesc, ți-a fost frică de întrebări, eu cred că de-aia ne-ai venit. Nu, nu mi-a fost frică de întrebări, dar răspund, eu sunt sinceră. Cred ia că să nu te vedem cât de sincer ești. Sincer. Da, hai să vedem întrebarea. Înainte de toate, dăm voie să-i spun tatălui meu la mulți ani. La mulți ani. Florin, bunicii mele, Florica, la mulți ani, mama ei, să fii sănătoasă, să fii sănătoși amândoi și să fii sănătoși cu toții cei de acasă, Doamne cei ce purtați nume de floare. Ce ritualuri aveți când urcați pe scenă? Da, la mine e foarte simplu. Fac o cruce și spun Doamne ajută și... Totul devine minunat în momentul în care intru pe scenă, dar nu fac asta doar când înainte de a urca pe scenă, indiferent că merg la un eveniment privat, că da, treci de acasă, este da. Dumnezeu cu mine peste tot. Doamne ajută, foarte Doamne frumos. Doamne ajută tuturor. Foarte frumos. Nicușor. Ia. Dragilor, bine v-am regăsit în primul rând. La mulți bine ani, revenit. Din suflet tuturor celor care poartă numele tuturor florilor din această lume, astăzi, la acest aniversar tuturor, este o întrebare simpluță și o să vin cu un răspuns la fel de simplu dar și de sincer. Dar trebuie să laudă telespectatorii. Ați avut vreodată remușcări? Răspunsul este scurt și la obiect. Da. Știi că nu ne oprim aici, nu? Nu, că mai este mult din emisiune, evident. Da. Da, nu. Trebuie să ne spui așa, măcar un moment. Să sau... exemplific? Da, un pic. Mi-ar plăcea tare să dau o notă pozitivă și hâtră acestei teme, acestui răspuns, dar lasă-mă să mă gândesc două, trei minute și revin cu drag și îți povestesc. Ne spui da? La Paște. Hai că voi nu vă supărați, că sunteți prietenii mei. Nu ne mei, supărăm, dragi, dar da? Sunt da, sigură. Da, am avut, răspunsul este cert. Răspunsul da. Este cert, dacă ai avut remușcări, înțeleg. Păi atunci, uite, până la finalul emisiunii, promit că... Te las să te gândești, dar și uite, tu promiți îți dau că... Îți unul acum ca să nu rămân dator. Perfect. Cele mai dese sunt cele prin prisma cântatului. Se întâmplă la un eveniment undeva, la un concert undeva. Mi s-a părut mie că am scăpat acolo ceva și a spus, wow,
dacă aș fi făcut altfel aici. Da, vă mulțumesc. Da, sunt foarte, foarte mulțumită de răspunsurile colegilor mei. Sunt sigură că și cei de acasă le savurează, pentru că îmi scriu acolo pe paginile de socializare că le place tare mult acest bol cu întrebări, da? Da. Acest format de emisiune. Și aș mai provoca-o și pe doamna Virginica, dar aș provoca-o la cântat. Floarea din cere se cerne, hai negă să ne iubim. Mai târziu sau mai devreme, tot o să îmbătrânim. Trece viața și apoi, poate rău o să ne pară, că a trecut pe lângă noi tinerețea floare rară. Tinerețe, floare dulce, vine cu miros dulceac. Ea mereu, mereu te-aduce în brațele cuițe drag. Astăzi ne ținem făloși, dar când nici n-avem de gând, anii tineri și frumoși ne vor trece rând pe rând. Măneicuță-n brață, câte crângu plin de floare, cât e roa pe verdeață și cât dragoste e mare. Să ne bucurăm de viață, tinerețea-i trecătoare, și parcă într-o dimineață ne fuge de sub picioare. Tinerețe, floare dulce, vine cu miros dulceac. Ea mereu, mereu te-aduce în brațele cuțe drag. Astăzi ne ținem făloși, dar când nici n-avem de gând, anii tineri și frumoși ne vor trece rând pe rând. Știu că noi ne-am iubit, câte zile am trăit. Să luăm crângurile-n două, să hoinărim nopțile, măi. Să fugim desculți când plouă, să împărțim dragostile. Tinerețe, floare dulce, vine cu miros dulceac. Mereu, mereu te-aduce în brațele cuițe drag. Astăzi ne ținem făloși, dar când nici n-avem de gând, anii tineri și frumoși ne vor trece rând pe rând. Bravo! Bravo! Viața trășe și nimic în tot ce strângi nu moscenești. Bani averi palace, le lași la o parce, când o fi din lumea asta ca să pleci. Ce tocmești mai lume ca și mine, viața să ne genă păi și ne-o furat. Aș da bani și eu și tu și-ar da ca noi orșine, dar aș mai avea cinereța ca să-mi fac pe plac. Și nu
ce s-o coace, cinereța nu stă în loc nici dacă ai vrea. Hai la joc cu mine și nu sta deoparece, că soarta nu se tocmește ce face cum vrea ea. Ce tocmești mai lume ca și mine, viața să merge înapoi și ne-o furat. Aș da bani și eu și tu și-ar da ca noi orșine, dar-și mai avea cinereța ca să-mi fac pe plac. La bani și avere, cu voi mă petrec și când drag și dor. Îmi fac viața dulce, trăiesc cu plăcere, n-am să țin nici cum socoata anilor. Ce tocmești mai lume ca și mine, viața să merge înapoi și ne-o furat. Aș da bani și eu și tu și-ar da ca noi vârșine, dar-și mai avea cinereța ca să-mi fac pe plac. Ce, măcar numai pentru o seară să-ți petrești, că te pleci din viață, de nimic n-ai parce, numai ești lângă muzică, viața o trăiești. Ce tocmești mai lume ca și mine, viața să merge înapoi și ne-o furat. Aș da bani și eu și tu și-ar da ca noi orșine, dar-și mai avea cinereța ca să-mi fac pe plac. Ce tocmești mai lume ca și mine, viața să merge înapoi și ne-o furat. Aș da bani și eu și tu și-ar da ca noi orșine, dar-și mai avea cinereța ca să-mi fac pe plac. Bravo! Faceți hora roată, roată, să se prindă lumea toată, lume ca la zi de sărbătoare, să ne cânte lăutarii. Hai da, hai mai repejor și mai iute de picior, lume, jocul să aprindă locul, nu stați că vă stă norocul. Are inima voioasă, lume, și învârtește fără bine, ăla e muntean ca mine. Faceți fără roată, roată, să se prindă lumea toată, lume, ca la zi de sărbătoare, să ne cânte lăutarii. Hai da, hai mai repejor și mai iute de picior, lume, că-s muntean cădată naiba și nu-mi bat gura degeaba. Stau deoparte când și joc cu voi și o noapte, lume, că nu sunt din...
fiți fără roată, roată, să se prindă lumea toată, lume ca la zi de sărbătoare, să ne cânte lăutarii. Hai da, hai mai repejor și mai iute de picior, lume, și să învârtim fără bine până când s-o face mâine. Când te cunosc pe tine, nu știu ce mi-ai fi făcut. Am ajuns ca vai de mine, nu te-aș mai fi cunoscut. Viața minimă bate ca nebuna, pentru că te vreau. Ziua nu-i cu minte, că bate de dorul tău. Inima, de ce n-ai minte? Nu vezi că-mi faci numai rău? Mi-ai lipit de suflet ca marca de scrisoare, și nu pot orice aș face să te mai deslipesc. Mi-te-ai lipit de suflet, mi-te-ai lipit cam tare, și nu am pic de pace, pentru că te iubesc. Am încercat în fel și chip să uit de tine, dar din prostie mă-ntorceam la tine iar. Ai tu ceva cu care faci orice din mine, oricât încerc să scap, e totul în zadar. Mi-te-ai lipit de suflet ca marca de scrisoare, și nu pot orice aș face să te mai deslipesc. Mi-te-ai lipit de suflet, mi-te-ai lipit cam tare, și nu am pic de pace, pentru că te iubesc. Că de la mine la Ploiești nu e departe de când iubești, dar când mă-ndeamnă inima, pornesc la drum cu dragostea. Și fie drumul cât de lung, la tine tot am să ajung, căci gândul meu mă va purta pe sufletel la dumneata. Și de noi fi acasă, când seara voi veni să-ți spun că te iubesc, voi face cale întoarsă și a doua zi spre tine iar am să pornesc. Că de la mine la Ploiești nu e departe de când iubești, dar când mă-ndeamnă inima, pornesc la drum cu dragostea. M-a pus neguratul să iubesc ce-mi place, și de-atunci oftatul nu mă lasă-n pace. Seară după seară, iată-mi inimioară, plânge și suspină, și n-am ce să-i fac. Dragoste, ce ai cu mine, ce mă chinuiești, și de ce nu mă mai lași în pace? Cauzi că ai te ții de mine, vrei să mă măgești, nu mă lași deloc ca să trăiesc. Dragoste, ce ai cu mine, ce mă chinuiești, și de ce nu mă mai lași în pace? Cauzi că ai te ții de mine, vrei să mă măgești, nu mă lași nebun, o să trăiesc. Cât de frumos, cât de frumos! Felicitări pentru aranjamente, felicitări pentru tot ce s-a întâmplat aici. Să rog frumos, povestește-ne un pic. Mulțumesc. Prezintă-i și pe băieți. Băieții pe care i-am adus astăzi sunt colegii mei din trupa Băieții de Catifea. Băieți de Catifea, da. Ce o să, frumos nume. O să te rog să-mi dai voie să-i și prezint. Uite, începem din partea aceasta, de la cu chitară sau chitară bas. Îl avem pe Adrian Sebe. Cu chitară, Alex Tomaselli,
Haiducul acesta frumos este Marius Costache, căruia îi stă tare bine ea. Îi stă foarte frumos ea, el este fan, îl vândă. Îl vând acum, da? Este fan Phoenix. Ce să mă zice? Bravo. Aici avem, avem pe absolventul de conservator la acordeon, da, Emi Ciobanu. Și la pian, la clapa astăzi, este Gabi Onile. Felicitări! El a fost și ieri și azi și va fi și mâine. Perfect. Și din totdeauna. Și răloare, da. Foarte frumos proiect, foarte frumos sună aranjamentele. Voi le-ați făcut? Sau? Da, băieții le-au făcut și le mulțumesc foarte tare că au acceptat invitația mea de a face această nebunie frumoasă. Câțiva dintre noi, așa cum ți-am spus și mai devreme, suntem bucureșteni jet by jet, dar fiecare dintre noi avem undeva în arborele nostru genealogic pe cineva prin câte o zonă geografică a țării atât de frumoasă. Bineînțeles că nu ne dorim nici o secundă să aducem vreun fel de impietate folclorului autentic românesc. Eu personal sunt un mare admirator al folclorului, dar am încercat în felul nostru să trecem, să reinterpretăm și să reorchestrăm câteva din piesele vechiului București sau din folclorul care pe noi ne-a inspirat. Așa este, o energie extraordinară a fost aici, aranjamentele sunt extraordinare, felicitări, dragilor. Mulțumim și foarte bănuiesc mult. Că așa or să vă găsească cei care doresc să vă invite la evenimentele lor. La spectacole, la spectacole și la evenimente în această formulă mergem. Deci, Crina Matei. Crina Matei și băieții ei de catifea. Băieții ei de catifea. Ca așa-i femeia frumoasă, ei, pe
păi te iubește. Și apoi te lasă. Așa tata m-a învățat să nu țin capul plecat. Dacă n-am nimic de ascuns, să merg doar cu fruntea sus. Să fiu om cinstit în viață, ce gândesc să spun în față. De-mi știu inima curată, să fiu om dintr-o bucată. Să fiu om cinstit în viață, ce gândesc să spun în față. De-mi știu inima curată, să fiu om dintr-o bucată. Am luat singur viața-n piept și mi-am ținut drumul drept. Că mi-a fost ușor sau greu, soarta mi-am croit-o eu. Mi-am luat ca pasărea zborul și mi-am făcut cuibușorul. Doar din munca mea cinstită, truda mi-a fost răsplătită. Mi-am luat ca pasărea zborul și mi-am făcut cuibușorul. Doar din munca mea cinstită, truda mi-a fost răsplătită. Sita vieții m-a cernut, om din mine i-a făcut. N-am fost copil de boieri, să aștept să-mi cadă din cer. N-am dat cinstea pe rușine, iar data-i mândru de mine. Așa zici o vorbă mare, din stejar, stejar răsare. N-am dat cinstea pe rușine, iar data-i mândru de mine. Așa zici o vorbă mare, din stejar, stejar sare. Viața-mi place, când o-i fi bătrân, ce-o-i face? Tânăr sunt și viața-mi place, când o-i fi bătrân, ce-o-i face? M-o-i gândi ce-am fost odată, când scoateam mândrele-n poartă. Că omul îmbătrânește, dar inima tot iubește. Voi gândi ce-am fost odată, când scoatem mândrele-n poartă. Că omul îmbătrânește, dar inima tot iubește. Și-n ceasul care mori, sufletul-i tot plin de dor, mă. Chiar și-n ceasul care mori, sufletul-i tot plin de dor, mă. Tinerețea-i scumpă tare, bătrânețea-n capăt n-are.
unde să mă ascund mai bine când o întreba de mine. Tinerețe-i scumpă tare, bătrânețea ca pătnare. Unde să mă ascund mai bine când o întreba de mine. Să fie, să vină să-mi spună mie. Cine vrea bătrân să fie, să vină să-mi spună mie. Dau un an de bătrânețe pentru o zi de tinerețe. Dau un an și zece aș da, nu știu care e o luamă. Bătrânețe, pentru o zi de tinerețe. Dau un an și zece aș da, nu știu care e o luamă. Domnilor, petrecerea noastră este una extraordinară pentru că gazdele noastre sunt minunate. Aici la Imperial One, gazda noastră pe parcursul tuturor emisiunilor pe care le-am avut până acum, sper ca și de acum înainte să aibă răbdare cu noi pentru că noi știm să petrecem foarte, foarte frumos. Invitații noștri de fiecare dată se simt excelent, exact așa cum se simt și cei de acasă care au de făcut evenimente și apelează la serviciile Imperial One. Îi găsiți pe șoseaua Orhideelor numărul 1 București. Aveți aici parte de diverse saloane, depinde de evenimentul pe care doriți să vi-l organizați. Saloane care pot găzdui de la 40 la peste 2000 de persoane, deci se fac adevărate spectacole acolo sus în club.
noi ne simțim excelenți și de ce nu? De fiecare dată am spus și nu o să mă las așteptată, chiar o să organizăm un spectacol aici la Imperial Roan. Tu ce spui, Țiți? Eu spun că ați reușit iarăși o nouă emisiune minunată și că telespectatorii sunt de acord cu mine și profit de această ocazie să le spun că duminica viitoare avem din nou petrecerea artiștilor de Paște, mai exact duminică de la ora 15 și luni de la ora 15 petrecerea artiștilor. Vedeți, special pentru dumneavoastră, ediție dublă, da, și duminică și luni. Sărbătorim, da, împreună Paștele. Am pregătit două emisiuni extraordinare pentru dumneavoastră cu cei mai iubiți dintre artiști de la noi, cu cântece extraordinare, cu muzică, cu bucate alese. Nu vă dezvălui foarte multe despre ce se va întâmpla acolo, pentru că trebuie musai să fiți lângă noi duminică și luni de la ora 15. Dragule, mai devreme ai fugit de bol. Mi s-a părut mie că ai fugit. Ți-e cam frică de întrebări sau cum? Nu, eu ți l-am adus. A, mi l-ai adus. Ce drăguț, mi l-ai adus ca să... Și eu te rog să faci mânuț aici. Ha. Nu-ți fie teamă, pentru că Alina a fost blândă de data asta cu noi și a pus întrebări frumoase, așa-i? Da, da. Ia să vedem. Ce nu ați cânta niciodată pe scenă? Wow. Ar fi mai simplu să spun. Nu, ar fi, ideea este că știți ce se întâmplă? Am cântat de la restaurant, de la cârciumă practic, până la scene de foarte înalt nivel și sunt zone diferite. De exemplu, la cârciumă cântam și ce nu știam. Adică invers aș fi făcut. Ce nu aș cânta niciodată? E clar că dacă nu știu prea bine e clar că nu mă apuc de el și, în general, eu consider că muzica trebuie să aducă bucurie și să înalțe sufletul, deci dacă ar fi un tip de muzică din asta care coboară sufletul, cred că de asta nu m-aș apuca. Bun răspuns! Adevărul este că un om care studiază muzica și o studiază de mic, așa cum a făcut-o soțul meu, și o studiază și la nivel înalt, la conservator, automat suntem obligați să abordăm mai toate genurile muzicale, dar am fost foarte mulțumită de ce a răspuns. Dar cu vocea, când o să te auzim? Sunt încă tânăr, când o să fiu mai în vârstă, poate că... Da, cântă foarte frumos vocal, să știți, și chiar mi-aș dori să ne facă o surpriză, mă rog, că ne dorim foarte multe imprimări anul acesta, este un an cu multă muzică nouă. Aveți atâția artiști, da, care cântă minunat. Te rugăm frumos, Nicușor. Din evenimentele unde noi ne întâlnim foarte des, se mai întâmplă, ne mai cer oamenii câte o piesă, cine știe cum, vechi. Și eu am cât un lapsus și mă întorc la Țiți și doar... Pac, și îmi spune imediat, al deci, doilea vers, a doua strofă. Dragilor, soțul meu este o adevărată enciclopedie. Așa este. Știe toate versurile de la toate melodiile, așa că... De la toate melodiile importante, adică chiar de la toate. Eu nu cred, eu până acum nu mi s-a întâmplat să întreb de vreo melodie și el să nu știe măcar o strofă și un refren. Așa că... Ia să vedem dacă știe versurile melodiei Gabrielei Vladu. Dacă pleci, nu-i vina mea, tu vrei în viață altceva. Dar orice-ai face, nu-ți e bine, dacă nu mai sunt lângă tine. Azi dacă pleci, nu-i vina mea, tu vrei în viață altceva. Dar orice-ai face, nu-ți e bine, dacă nu mai sunt lângă tine. Pe ce cărărei să pornești, pe nimeni n-o să mă iubești. N-o să mai fie cum a fost, să nu te întorci că n-are rost, mă. Pe ce cărărei să pornești, pe nimeni n-o să
inima și dragostea, dar o să vezi cât e de greu ca să trăiești cu dorul meu. Cu tine am împărțit cândva și lacrima și dragostea, dar o să vezi cât e de greu ca să trăiești cu dorul meu. Pe ce cărere ai să pornești? Pe nimeni n-o să mă iubești, n-o să mai fie cum a fost. Să nu te întorci că n-are rost, mă. Pe ce cărere ai să pornești? Pe nimeni n-o să mă iubești, n-o să mai fie cum a fost. Să nu te întorci că n-are rost. Înțelegi cândva ce pierzi, nici umbra mea n-o s-o mai vezi. Cu vorba mă mințeai mereu și eu muream de dorul tău. O să înțelegi cândva ce pierzi, nici umbra mea n-o s-o mai vezi. Pe ce cărere ai să pornești? Pe nimeni n-o să mă iubești, n-o să mai fie cum a fost. Să nu te întorci că n-are rost, mă. N-ai știut să mă iubești. Vor trece ani rând pe rând și ai să mă porți mereu în gând, măi. Și dorul să nu-l cunoască, și dorul să nu-l cunoască, of, măi, dorule. Nu-i lăsat om să se nască, nu-i lăsat om să se nască, și dorul să nu-l cunoască, și dorul să nu-l cunoască, of, măi, dorule. Orice om în lume are, hai, hai, dorule, dor mai mic și dor mai mare, hai, hai, dorule. Orice om în lume are, hai, hai, dorule, dor mai mic și dor mai mare, hai, hai, dorule. Dar eu am doruri mai multe, dar eu am doruri mai multe, și mai mari și mai mărunte, și mai mari și mai mărunte, of, mai dorule. Dar eu am doruri mai multe, dar eu am doruri mai multe, și mai mari și mai mărunte, și mai mari și mai mărunte, of, măi, dorule. Și ușoare și mai grele, hai, hai, dorule, dar le duc sale mele, hai, hai, dorule. Și ușoare și mai grele, hai, hai, dorule, dar le duc sale mele, hai, hai, dorule. Dragă mi-a fost și mie, că dragă mi-a fost și mie, of, măi, dorule. Am dor de copilărie, am dor de copilărie, că dragă mi-a fost și mie, că dragă mi-a fost și mie, of, măi, dorule. Dor de mamă, dor de tată, hai, hai, dorule, și de tot ce-a fost odată, hai, hai, dorule. Dor de mamă, dor de tată, hai, hai, dorule, și de tot ce-a fost odată, hai, hai, dorule.
Mi-e dor să mă văd cu frații, mi-e dor să mă văd cu frații, că nu știm unii de alții, că nu știm unii de alții, of, măi dorule. Mi-e dor să mă văd cu frații, mi-e dor să mă văd cu frații, că nu știm unii de alții, că nu știm unii de alții, of, măi dorule. Și de mândre tinerele, hai, hai, dorule, care m-am iubit cu ele, hai, hai, dorule. Și de mândre tinerele, hai, hai, dorule, care m-am iubit cu ele, hai, hai, dorule. Dorule, vii și te pui, dorule, vii și te pui în inima omului, în inima omului, hai, hai, dorule. Dorule, vii și te pui, dorule, vii și te pui în inima omului, în inima omului, hai, hai, dorule. Și nu suci de pe picioare, hai, hai, dorule, de nimic nu mai în stare, hai, hai, dorule. De-ar trece și munți și ape, hai, hai, dorule, de dor nimeni n-o să scape, hai, hai, dorule. Thank you.
joc în sat, vin flăcăi și fete, cu toți la jucat. Azi e sărbătoare și e joc în sat, vin flăcăi și fete, cu toți la jucat. Când se încinge ora, intră și bătrânii, joacă legănat, mai cu jucau străbunii. Când se încinge ora, intră și bătrânii, joacă legănat, mai cu jucau străbunii. Cămașă cu flori, cu sută de mama pentru sărbători. Mi-am pus cizmă neagră, cămașă cu flori, cu sută de mama pentru sărbători. Joacă sârba brâul, jocuri bătrânești, de nu poți mai, frate, să te mai oprești. Cum din zori noapte ei știu să muncească, când e sărbătoare să se veselească. Joacă sârba brâul, jocuri bătrânești, de nu poți mai, frate, să te mai oprești. Cum din zori noapte ei știu să muncească, când e sărbătoare să se veselească. Dragilor, nu-mi plac expresiile clișeu, dar să știți că de această dată trebuie să spun ce este frumos, se termină repede. Vă mulțumim tare mult că ați stat cu noi până la această oră și vă invităm și duminica viitoare, în ziua de Paște și luni, de la ora 15, să petrecem împreună. Vă promitem surprize extraordinare. O să fie o petrecere pe cinste, doar așa cum artiștii noștri știu să petreacă. Vă mulțumim frumos dumneavoastră pentru că ne-ați fost alături în tot acest sezon. Audiența a fost foarte mare și acest lucru ne bucură și să știți că ne responsabilizează pentru viitor. Le mulțumesc frumos colegilor mei că astăzi m-au însoțit aici la Imperial One, la petrecerea artiștilor. Iar acum am să o rog pe Emilia să ne ofere o melodie frumoasă. Mulțumim frumos! Ce mintea ba, inima face tot ce vrea. Așa e ea mai răsfățată, de parcă ar iubi prima dată. Și mă îndeamnă cu temei să intru în focul dragostei. Iubește inima ce vrei, tu ești stăpâna dragostei, că nimeni nu ți-o îngrădi inima dreptul de iubi. Că mintea spune nu și nu, faci inima cum vrei tu, e rostul tău și atâta vrei să simți fiorii dragostei. Cel n-a învățat, poate nu știe, ori nu vrea să
de-a uitării dragostea. A plâns și-a râs de mii de ori, m-a ținut rază până în zori. Și a oftat și-a suspinat, când i-a fost bine a uitat. Iubește inima ce vrei, tu ești stăpâna dragostei. Că nimeni nu ți-o îngrădi inima dreptul de iubi. Că mintea îți spune nu și nu, dar faci inima cum vrei tu. E rostul tău și atâta vrei să simți fiorii dragostei. De-atâtea ori că n-ai să mai iubești în veci și azi în lacrimi te neneci. Eu știu că dragostea-i frumoasă, de suferința mea nu-ți pasă. Nu te gândești că mi-este greu, când suferi tu sufăr și eu. Iubește inima ce vrei, tu ești stăpâna dragostei. Că nimeni nu ți-o îngrădi inima dreptul de iubi. Că mintea spune nu și nu, dar faci inima cum vrei tu. E rostul tău și atâta vrei să simți fiorii dragostei. Încetezi a te juca, de-acum când vrei să mă iubești, de 10 ori să te gândești. Cu mintea ta, nu cu a mea, că mintea mea va spune ba. Și să nu te prefaci în piatră, să nu mai suferi niciodată. Iubește inima ce vrei, tu ești stăpâna dragostei. Că nimeni nu ți-o îngrădi inima dreptul de iubi. Că mintea spune nu și nu, dar faci inima cum vrei tu. E rostul tău și atâta vrei să simți fiorii dragostei.